30, baby, won't you meet me by the bean? Too early, baby, later you can show me things. You know what it is whenever I visit Windy City, she's blowing me kisses. It's no 30 degrees, way too cold, so hold me tight. Will I see you at the show tonight? Will I see you at the show tonight? Ay. Truck to the plane, to the truck, truck to the hotel lobby. Me, I go through underground garages, presidential suite on deposit. Elevator up to the room, shower up and then we hit the club. Touchdown, gotta see what's up. Area code in my phone, what numbers do I still have? Who do I know from the past? Hit one, she say she got a man. Hit another one, it goes green. Must have changed foes on the team. Remember when you let me in? Bine ai clipul acest videoclip, ăsta e mai înfilos, sunt Andrei și cam bate soarele în ochi. N-am mai făcut de ceva timp videoclip, dar uite că am revenit cu altul. În videoclipul de astăzi vom vorbi despre legare emoțională, să vedem ce înseamnă, mă rog, o să vedeți. Dacă ai venit de pe TikTok, nu uita că am și Facebook și Instagram și dacă ai ajuns pe YouTube, înseamnă că ai ajuns în locul potrivit. Pentru că YouTube-ul este canalul principal sau platforma principală prin care încerc să fac content de calitate. Și pe TikTok este evident, dar pe TikTok e alt tip, evident, știți cu toții. Hai să începem cu subiectul. De ce este importantă reglarea emoțională? Păi, spre deosebire de cei mici, de copii, se presupune că adulții ar trebui să-și facă față la emoțiile pe care le au în viața de zi cu zi, să și le regleze și să fie capabil să le controleze oarecum, fie vorba că vorbim despre anxietate, furie sau rușine. Să rectific, se presupune că știu să le controleze într-o manieră plăcută din punct de vedere social. E, cu toți am fost acolo, în momentul respectiv în care noi nu putem să ne reglăm emoțional, ce să vezi, facem lucruri pe care le regretăm mai târziu. Și, well, it's too late. Am fi vrut să ne ținem emoțiile sub control, să nu facem ce am făcut, indiferent ce înseamnă lucrul respectiv sau ce am făcut. E, dar da. Ok, dar ce este reglarea emoțională? Reglarea emoțională este capacitatea de a exercita controlul asupra propriei stări emoționale. Poate implica comportamente precum regândirea unei situații provocatoare pentru a reduce furia sau anxietatea, sau ascunderea semnelor vizibile de tristețe sau frică, dar și concentrarea pe motivele care să te facă să te simți mai fericit sau mai calm. Mai pe scurt, cu alte cuvinte, este modalitatea ta de a face față la viață, la cum îți trăiești emoțiile. Cum îți trăiești emoțiile, dar și ce faci cu ele. Care sunt câteva modalități prin care putem să ne reglăm emoțional? Două mari categorii de reglare emoțională sunt următoarele. Reevaluarea și suprimarea. Reevaluarea înseamnă să te regândești la un anumit lucru, acțiune sau emoție care ți s-a întâmplat și să ceri să îi dai o altă însemnătate. Să te gândești la ce a determinat starea respectivă pentru a schimba răspunsul. Iar suprimarea înseamnă să încercăm să nu ne lăsăm emoțiile pe față și să le ținem puțin îmbuteliate, ca să spun așa. Alte strategii includ selectarea sau schimbarea unor anumite situații dintr-o experiență emoțională pe care am avut-o. O schimbare la care se acordă foarte multă atenție și foarte multă acceptare din partea persoanei, din partea ta. Ei bine, cum controlăm noi emoțiile? Sau dacă putem să le controlăm? În timp ce există multe modalități de a influența starea emoțională în bine, reglarea emoțională implică adesea ceea ce experții numesc reglare descendentă sau reducerea intensității emoțiilor. O persoană durerată, spre exemplu, ar putea să-și regleze tristețea amintindu-și ceva amuzant. O persoană anxioasă poate face față distrugându-se de la gândul care provoacă anxietatea respectivă. Încă o dată, aceasta este o metodă de evitare. Pe termen scurt, ea este ok pentru că se realizează reglarea emoțională, însă pe termen lung nu este neapărat recomandată. Reglarea emoțiilor poate include de asemenea reglarea ascendentă sau intensificarea emoțiilor care pot fi utile atunci când se află persoana într-un pericol sau o provocare iminentă, ceea ce necesită o doză sănătoasă de anxietate sau de excitare. În unele cazuri, dereglarea emoțională poate avea anumite semne de tulburări mentale sau oarecare depresie. Și ce vreau să spun cu lucrul acesta? Ce înseamnă dereglarea emoțională? Înseamnă, mă rog, evident, opusul, dar în ce manieră? În maniera faptului că persoana reacționează puțin invers proporțional cu intensitatea în care se află în momentul respectiv. Adică dacă, nu știu, s-a întâmplat un accident sau și persoana nu reacționează, înseamnă că s-a întâmplat ceva acolo și este dereglat emoțional pentru că nu transmite sau nu trăiește, nu are reacțiile normale pe care trebuie să le aibă o persoană în momentul respectiv. Modelul procesului de reglare emoțională propus de psihologul James Gross subliniază faptul că oamenii pot acționa pentru a-și controla emoțiile în diferite momente ale timpului, inclusiv înainte de a simți o anumită emoție. Reglarea emoțiilor orientate către antecedente se numește
și după ce au început deja să reacționeze emoțional, se duce către o reglare a emoțiilor relaxate pe răspuns. Hai să împărțim informația asta în mai multe bucăți. Ce vrea să spună? Vrea să spună că eu să spun că sunt foarte furios în momentul respectiv. Și trebuie să fiu conștient în momentul ăsta că, ok, sunt nervos. Asta ar fi prima etapă. Ulterior ar trebui să fiu atent la antecedente. Păi dacă sunt furios, să zicem că eu de obicei sparg farfurii sau lovesc o pernă sau fac ceva care să mă detensioneze pe mine sau să-mi vers furia cum ar veni. Trebuie să mă focusez pe antecedente. Ok, sunt furios, e normal să fiu furios, dar hai să nu fac lucrurile respective. Aici cade încă o dată accentul pe antecedente, mă gândesc la ce se va întâmpla. Ulterior mă axez pe răspuns. Ce fac eu cu răspunsul meu emoțional, cu furia mea? Astfel, practic, oarecum am controlat emoția respectivă și am încercat să mă reglez emoțional. Pentru că emoția nu pur și simplu s-a întâmplat, am fost furios, am spart ceva, am fost haotic, ci am controlat-o. Am simțit că sunt furios, am acceptat că sunt furios și am încercat să nu fac altceva care să-mi fugă gândul de la stres și furie. Cât de mult îți poți controla emoțiile cu adevărat? În timp ce emoțiile nu pot fi niciodată complet supuse controlului conștient, depinde probabil de aspectul experienței emoționale pe care le încercăm să-l controlăm. Se poate experimenta rapid un sentiment negativ intens, dar alegem să reevaluăm cauza sentimentului, cum am spus mai devreme, și să o acceptăm, evitând suferința și comportamentul negativ care vine la pachet. E, care sunt cele mai grele emoții de controlat? Stați că vreau să fiu oficial. Furia și dezamăgirea sunt stări de experiență universală. Așa scrie aici. Oamenii pot lucra pentru a controla și atenua aceste sentimente, dar nu ar trebui să le patologizeze inutil. Indiferent ce videoclip vedeți legat de psihologie pe YouTube, inclusiv al meu, nu îl luați ca atare. Încercați să parcurgeți informația respectivă cu gândirea voastră critică. Din categoria reglare emoțională să-ți controlezi oarecum într-o oarecare măsură sentimentele, așa și aici să-ți controlezi informațiile pe care le ai în jur. Sunt multe persoane care se autodiagnostichează și oarecum își fac rău fără să realizeze, așa că stay safe și nu încercați să vă luați anumite informații care sunt fragmentate din diferite videoclipuri de pe internet și să le dați sens cu propriile voastre idei, ca să spun așa. Am zis că acesta va fi singurul sfat pe care le voi da pe canal și așa va rămâne oricând. Și asta vreau să fiu oficial, pentru că mulți oameni fac asta. Fiți atenți, citez. Anumite modalități de reglare a reglărilor emoționale, cum ar fi îmbutelierea înregulată a acestora, pentru că știți persoane care nu spun absolut nimic ce simt, își îmbutelează emoțiile, ca să spun așa. Pot fi de asemenea asociate cu o bună stare mai scăzută și iarăși un nivel mai scăzut în satisfacerea relațiilor. Așa că comunicarea este cheia și try to speak, try to ventilate. Am și un videoclip pe ventilare psihologică, o să-l pun pe aici undeva. Ăsta a fost videoclipul. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, nu uita să dai like și subscribe. Am Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Dar încă o dată, dacă ești pe YouTube, îți mulțumesc enorm. Ăsta a fost Mindful. Pa!